Obiectiv, doamnelor și domnilor, bună ziua! Vorbim despre un caz revoltător care se petrece într-o unitate sanitară din România, deja aflată în centrul unui scandal uriaș de ieri, de când rudele mai multor pacienți acuză că în fișele acestora apar tratamente care ar fi fost administrate după decesul rudelor lor. Astăzi, o femeie susține că a dat 500 de euro șpagă în spitalul județean Arad pentru ca bunica ei, care avea probleme grave de sănătate, să fie internată pe secția ATI. În lipsa șpăgii, femeia nu ar fi reușit să primească îngrijiri în secția respectivă, spune nepoata sa. Din păcate, demersul său a venit prea târziu și bunica a murit la scurt timp după. La prima tranșă de bani, ca bunii să poată să iasă, să ajungă pe ATI, de fapt, se spune felul următor. Că bunii inconștiente, că trebuie să ajungă pe ei și îi spun, dar de ce nu ajunge? De ce e o puncă? Că trebuie să se facă o minune. Și întreb, ce fel de minune? Că nu înțeleg. Și mi se spune, da, să spun să moară cineva că avem un loc pentru ATI? De atunci eu am spus, cu gura mea, recunosc că am spus treaba asta, că pentru bani nu se poate face absolut nimic. A început să schimbe subiectul, să dea cu altceva și mai târziu am primit un telefon în care mi se spune că personal putem să ne întâlnim pentru treaba asta. Ne-am întâlnit lângă spitalul județean, nu chiar în față, puțin mai în lateral, eram îmbrăcat într-o pereche de pantaloni de trei lini negri, o geacă neagră glucă în cap, mască, am mers cu plicul spre el, în momentul în care am scos plicul, i-am spus ce garanție am că bun eu să fie bine. Singura garanție pe care ți-o ofer e că să te duci să vezi în 15-20 de minute că o să ajungă la ATI. În direct cu noi, managerul Spitalului Județean Arad, doamna Florina Ionescu. Bună ziua, doamnă! Cum priviți aceste acuzații însoțite de aceste detalii explicite? Pot să spun că nu avem nicio plângere înregistrată în mod oficial la nivelul instituției, pentru că am auzit astăzi înregistrarea, am lansat o anchetă internă pentru a verifica concordanța între ceea ce ni s-a prezentat și am auzit acum, și evenimentele din ziua respectivă. Avem nevoie de mai multe detalii, nume pacient, ca noi să putem verifica traseul acestuia în instituție. Vreau însă să subliniez că noi nu suntem organ de control judiciar, iar pentru astfel de fapte, doamna trebuie să se adreseze în primul rând organelor de cercetare penală. Vom face tot ceea ce ține de noi pentru a face lumină și în acest caz. Deci, dumneavoastră spuneți că e nevoie ca ruda pe care noi am ascultat-o să vină cu o sesizare și la spital, ca să știți exact ce caz verificați, o îndrumați către poliție. Vreau să vă întreb un lucru. De când sunteți dumneavoastră managerul Spitalului Județean Arad? Sunt manager interimar din luna mai a anului trecut. Mai 2020. În spital, însă, sunteți de multă vreme. Ați mai auzit astfel de acuzații aduse Spitalului Județean, cum că sunt cadre medicale care cer șpagă? Păi asta vă dați seama că s-a mai auzit, că se aude în multe spitale din România, nu doar în spitalul nostru, din păcate. Noi, prin regulamentul intern și pârghile pe care le avem din punct de vedere administrativ, ne instruim personalul. Îmi amintesc că a fost la un moment dat un curs de acest gen organizat în instituția noastră, dar nu putem să controlăm din 2200 de angajați. Da, avem și de anticorupție, dar nu mai știu exact cum s-a numit, dar știu că a fost făcut, am participat și eu atunci la el. Fiecare este responsabil de ceea ce face și de deciziile pe care le ia, dar trebuie să și răspundă pentru asta. Cu siguranță. V-am întrebat asta, doamna doctor, doamna manager, pentru că... Economist. Economist. Doamna manager, pentru că Spitalul Județean Arad apare pe loc fruntaș într-un top realizat de un organism pe care îl știți, anti-bribery, cu sediu principal în Germania, și spitalul dumneavoastră era poziționat pe loc fruntaș în privința șpăgii. Condiționarea este problema, așa cum am auzit în mărturia de mai devreme. Condiționarea e problema.
De aceea o numim șpagă. Nu atenție, nu recompensă, nu altceva. În perioada ianuarie-iulie 2019, de aceea v-am întrebat și de cât timp sunteți manager, 22 de pacienți internați în Spitalul Județean Arad au completat acest formular, reclamând că medici și asistente le-au cerut bani pentru a-și face treaba. Da. Noi, v-am zis, chiar mi-am propus încă de săptămâna aceasta, fiind o relaxare din punct de vedere al pandemiei, să intensificăm și noi controlele în instituția medicală. Voi merge personal să discut cu fiecare pacient în parte. Vreau să subliniez faptul că pacientul este prioritatea numărul unu a instituției noastre, dar în același timp vom fi, aici mă refer și la cazul de ieri, vom fi foarte atenți prin anchetele interne, vom sancționa cu pârghile pe care noi le avem la dispoziție din punct de vedere administrativ atunci când salariații noștri greșesc și vreau să spun că în acest mandat chiar au fost desfăcute și contracte de muncă, nu neapărat a personalului medical, au fost încheiate, am început să dăm sancțiuni. Dar în același timp vreau să spun că ne vom și apăra instituția dacă acuzațiile se dovedesc a nu fi reale. Acuzația în cazul de față excede condiționarea actului medical, pentru că partea gravă a acuzației, doamna manager, este că bunica și-a pierdut viața pentru că nu a ajuns la terapie intensivă în lipsa Trebuie să verificăm, pentru că știm cu toții că a fost o perioadă în care era o criză pentru locurile din ATI. Criză de care un angajat al nostru deocamdată nu avem dovezi, dar el ar fi putut profita de acest aspect. Întocmai. Așteptăm concluziile, așteptăm să vedem dacă Ruda, așa cum i-ați solicitat, face această plângere, dacă nu, așteptăm să vedem rezultatele verificărilor dumneavoastră interne. Vă mulțumesc pentru intervenția în